Mai țineți minte obiceiul ăla pe care încercau părinții noștri să ne-l inducă cu făcutul ghiozdanului cu o zi înainte? Era un obicei bun. Hello, dragilor, ce faceți? Mi-am adus aminte că discutam recent cu cineva despre subiectul ăsta și, în egală măsură, mi-am dat seama că este un obicei foarte, foarte util, acela de a-ți pregăti ziua de mâine astăzi. Pregătește ziua de mâine astăzi. Exact pe principiul ăla, cum părinții noștri încercau să ne ajute, să ne învețe, să ne inducă ideea asta cu fă-ți ghiozdanul de seara ca să nu uiți nimic, să ai tot ce trebuie la tine. Bineînțeles că ne uitam tot timpul temele acasă, dar asta era partea a doua. Și am învățat de-a lungul timpului că este un obicei foarte, foarte util să încerci să prevezi ziua de mâine, astăzi, și să o pregătești astfel încât mâine să-ți fie mai ușor. Ca, de exemplu, nu știu, să-ți pregătești ținutele, dacă te duci la sport, să-ți pregătești ținuta de sport, să fie lângă tine, să nu-ți mai fie lene dimineața, să te trezești, să te duci să-ți iei tot tu pe tine și să pleci la sport. Sau să-ți pregătești hainele, outfit-ul, sau să-ți pregătești, nu știu, ingredientele pentru cina pe care vrei să o pregătești, să le pregătești din timp, sau orice altceva. Și ușor, ușor îți creezi reflexul ăsta de a anticipa ziua de mâine și de a pregăti ziua de mâine, astfel încât să-ți fie mai ușor. Și am constatat de-a lungul timpului că este chiar util obiceiul ăsta și chiar te ajută foarte mult. O poți da ușor în paranoie, în sensul în care ajungi în punctul în care nu te mai bucuri de momentul prezent pentru că vrei tot timpul să anticipezi, să pregătești ziua de mâine, să pregătești următoarea săptămână, să pregătești următoarea lună și așa mai departe și trebuie să te controlezi puțin astfel încât să respir, să fim in the moment, ca să spunem așa, și să ai grijă să nu o iei pe arătură, dar în egală măsură trebuie să te ajuți, pentru că obiceiul ăsta de a-ți pregăti ziua de mâine astăzi te ajută foarte mult. Și pe mine personal, care am o minte foarte împrăștiată, foarte haotică, care aleargă și bâzâie și face în toate felurile, pe mine chiar mă ajută să fiu foarte liniștită. Îmi dă foarte multă liniște de sine, mă calmează și momentul, mai ales dacă am și agenda planificată și am și toate lucrurile pe care vreau să mi le fac organizate, așa cât de cât defalcate pe perioade de timp, mă liniștește foarte tare și reduce foarte, foarte mult din stres. Și de aia, dacă vreți, dacă vi se pare util, încercați pentru o perioadă mai lungă, de câteva săptămâni, o lună, încercați să faceți chestia asta, să vă obișnuiți, să vă pregătiți ziua de mâine. Încercați să vedeți ce poți anticipa. Spre exemplu, încerc să-mi fac ordine, măcar în dormitor seara, ca dimineața să nu trebuiască să fac iarăși ordine, să nu îmi pierd din timp pentru chestia asta. Sau să-mi pregătesc, cum ziceam, ținutele, mâncarea și așa mai departe pentru a doua zi. Și doar simplu fapt că reușesc să fac chestia asta mă ajută foarte mult. Au fost zilele trecute, săptămânile trecute, de fapt, o zi în care a trebuit să scot tomberonul, că era zi de gunoi, și am uitat să scot. La mine tomberoanele stau în spatele curții. Și ca să ajung cu ele în fața curții, trebuie să le aduc dimineața prin iarbă și prin umezeală. Și era o dimineață din aia așa rece, rece, rece și plină de rouă iarba și udă toată și iarba înaltă și mi-am dat seama în dimineața aia că, aoleu, zic, aseară n-am adus tomberoanele în față, zic, mamă, ce, și atunci am, cumva, iarăși mi s-a întărit ideea asta că, băi, că pregăteam ziua de astăzi ieri, eram mai fericită acum că nu trebuia să mă ud la 6 dimineața, să mut picioarele, să mă ud toată pe picioare și să îngheț, fiindcă avem tomberoanele deja scoase și doar le puneam în fața porții și aia era. Dar așa a trebuit la 6 dimineața să mă duc în lăbuțele goale prin apă și a fost neplăcut. Ei, și poți să eviți stările astea neplăcute și mai ales când începi ziua, așa, să nu-ți începi ziua rău, pregătindu-ți ziua dinainte. Ajută foarte mult. Trust me on this și o lecție pe care încerc constant să, de care încerc constant să mă țin, fiindcă am văzut că de fiecare dată când o aplic, mă ajută mult. See you later, alligator. Mulțumesc că v-ați uitat și ne vedem mâine sau în următorul clip. Nu știu când o să vină clipul ăsta. Ciao!